Salutare, bă băieții, eu sunt Antidot, iar în acest videoclip vom încerca să îl înfrângem pe Predator. Din câte știți voi, Predator este Predator și da, este un mutant. Însă, nu mergem cu frică, știți de ce? Pentru că Reese a spus că va fi o misiune destul de dificilă, însă vom lucra împreună. Deci toată încrederea în Reese, deci hai să vedem. Iar din câte știți voi, Predator se află în momentul de față, sau mai bine spus, se ascunde de noi în această locație Stronghold. Unde este asta mai exact? E bine, mai exact în locația Stealthy Stronghold și este în acea junglă sau pădure. Este nasoală, este că Predator este invizibil, ceea ce înseamnă că noi nu-l vom vedea, dar uneori nu este invizibil, ceea ce înseamnă că este punctul lui cel mai slab. Dar înainte ca acest videoclip să înceapă, nu uitați voi să spargeți butonul așa cele de like ca să strângem evident cât mai multe, anete un oră pe șopăcel ca să nu fii bocăncel și bineînțeles folosește-l dacă vrei să mă susții. Iar dacă ești nou pe acest canal, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Iar acum, hai să mergem în căutarea lui Predator. Cât de dificil poate să fie? Până la urmă este Predator, adică că până la urmă este un mutant, invizibil și da, hai să vedem. Partea nasoală este că vine aici 120 de bărbați, deci ați înțeles și pe aici. Aici, în fiecare unghi, e clar. Ai făcut un 180, mai sunt 6 bărbați. Îl aud, îl aud, îl aud. Aoleu, dar așa ăla mă vede pe mine. Uite-l! Uite-l, mă! What? What? Uite-l! Fuge! Ia-mă de aici, dacă tot vii aici peste mine, de ce vrei să-mi furi arma? De ce? Ia lasă așa. Să fie de la mine pentru tine. Bun, acum trebuie să-l căutăm pe ăsta, mă, dar e foarte greu, foarte greu, el se face invizibil și eu nu știu unde e. Bine, el cred că știe unde sunt eu, dar... Aia e partea a doua. Partea nașului este că și fuge, și e invizibil, și este mutant. Deci, bro, adică, na, nu e aici. Probabil. O fi pe aici pe undeva? Trebuie să auzim un urât care aleargă pe aici. Cel mai mare urât care aleargă pe aici, el e. Ia-mă și tu de aici. Nu-mi dau seama. Deci chiar nu-mi dau seama unde e băiatul ăsta. Se aude. O fi aici la nava lui? Dar nu cred că e. Nu, n-ar cum să fie aici. Deci Predator trebuie să fie pe aici pe undeva. Dar nu îmi dau seama. Unde ești, mă? Unde ești? Ești pe munte? E aici. Se aude de la el. What? Aici e. What? What? Aici sunt. Aici e. Hai, rapid, unde ești? Nu-l văd, nu-l văd. Bă, aici e. Uite-l! What? Dar nu se vede! Uite-l, mă! What? Eu nu mai înțeleg nimica. Ia-l pleacă, mă, știu de aici. Că Predatorul e al meu. Unde ești, mă? Unde ești? Unde ești? Bă, voi îl vedeți, mă? Ăsta e aici. Uite-l! What? Predatore, stai cu minte. Easy peasy, Predatore. Uite-l, mă. Și acum? What? Deci așa funcționează toată șmecheria? What? Nu cred. Easy peasy. Nu mai e easy peasy. Nu mai e easy peasy. Și le facem cumva să plecăm de aici. Că nu mai e treaba easy peasy, cum am zis eu. Deci, cumva trebuie să plecăm de aici cât mai rapid. Și uite, avem mănușa lui. Ia uite-o. Asta e. Deci asta este calea succesului. Nu te cred. Și pot să și construiesc așa? What? Nu te cred. Uite, băieți. Deci așa arată. Predator's Cloaking Device. Mythic. Deci nu pot să cred. Deci, practic, dispozitivul lui Predator de ascuns ceva de invizibilitate, nu știu cum se traduce. Mamă, cât de șmecherie, nu pot să cred. Deci l-am învins pe Predator, mă, băieți. Asta este mănușa lui. Bă, aș vrea să văd dacă pot să mă duc lângă cineva și să mă ascund pe lângă el acolo. Ce credeți, merge? Fără că el să-și dea seama, da? Nu prea am materiale ca să mă duc la el. Și n-am nici gloanțe, nimica, n-am nimica. Și trecem pe lângă el să vedem dacă ne vede. Normal ar trebui, nu? Dar nu-mi dau seama. Că eu, de exemplu, pe Predator nu l-am văzut. Deci ar avea logică să nu ne vadă nici el. Uite acolo unul. Deci pe lângă ăla mergem. Ne dăm un shield frumos din ăla ca la carte ca să nu-și dea seama nimeni. Uite, mai luăm și una din ăsta ca să ne ajungă.
În cazul în care cineva trage după noi, vă dați seama. Trecem pe aici. Să nu mă vadă. Dăm ăsta. Hai, mă vede? Oare mă vede? Ăsta aici, unde ești? A, dar nu, că a fugit de mine, a fugit de mine, a fugit de mine. Da, se duce, se duce, se duce, se duce. Opa. Funcționează ceva. M-a văzut. Da, a simțit puterea lui predatorul ăsta. Opa. Nu. Easy peasy, man. Easy peasy ce ți-am făcut aici. Aoleo. Dar cum coborâm noi acum? Cred că așa coborâm. Bă, hai că e bună asta. Numai cred că ăla m-a auzit cumva, dar nu dau seama cum. Bă, te aud ăștia când te apropii cu predator sau mi se pare mie? Pentru că tipul ăsta m-a auzit, dar nu știu cum. Ia uite. Pam, invizibilitate maximă. Intens. Antidot este Predator V2, mă. Să vedem dacă găsim un rift. Oare găsim un rift pe aici? Cum ar fi să dau un rift? Să dau după aia chestia lui Predator. Și după aia... Opa, opa. Stai. Cu minte. Așa. Deci am dat un rift. Bă, și dacă e cineva, aș vrea să mă strecor cu chestia asta. Păcat că nu pot să dau un impuls sau ceva în timp ce dau asta. Mamă, ce fac acum? Vă dați seama ce fac, nu? Hai să vedem dacă merge treaba. Dar așa cred că mă aud, mă. Cred că l-aud așa când e Predator pe aici. Ia să vedem. Încercăm tactica magnifică. Uite pe băieții aici. Bun. Putem sări cumva aici, uite așa. A, ne-am luat damage, da. Bun. Așa. Unde e ălalaltul? E aici? Sunt amândoi aici. Nu! Nu! Ce-am făcut aici? Am uitat că trebuia să editez ăla. Dar în orice caz, challenge-ul a fost să îl deblochez pe Predator și să îl înving. Deci, practic, challenge-ul este complet. Îl am luat până la urmă, știi ce zic? Iar din câte vedeți, aici este Predator. Outfit legendar, outfit gratis și outfitul cel mai special din sezonul cu numărul 5 și din acest Battle Pass, pentru că ai nevoie de el. Hai să vedem și noi echipare. Aici am mai primit foarte multe chestii pentru că, da, le-am deblocat astăzi. Și aici vedem și noi că Antidot a devenit Predator. Deci, nu uitați voi, hashtag Antidot Predator. Sau, nu, sau Predator este Antidot. Hashtag Predator este Antidot. Easy acolo în comentarii ca să văd că ați ajuns până la momentul acesta la videoclip. Dar vă mulțumesc, cam asta a fost tot pentru acest videoclip. Nu uitați să-mi scrieți în secțiunea de comentarii care este părerea voastră despre Predator și despre acest challenge. Dacă ți-a plăcut sau dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uitați să spargi butonul și acela de like ca să strângem evident cât mai multe ani de unor pe șopocel ca să nu fii bocăncel și bineînțeles folosește-l dacă vrei să mă susții. Iar dacă ești nou pe acest canal, nu uitați să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă bărbat. We'll be right back.